revenit. Suntem un pic manierci așa păcească, pentru că după ce se termină conferința, începe gala și încercăm să ne încadrăm și să avem și timp de cocktail și să respirăm și să ne adunăm toate emoțiile înainte de gală. Și noi, și agențiile, și sunt multe emoții în seara asta. Și sunt niște povești pe care le spun de obicei la gală. Anul acesta nu m-a sunat nimeni să-mi întrebe de ce loc e. Ceea ce este o premieră. De regulă, telefoanele au fost din ce în ce mai puține în ultimii ani, dar anul acesta, nici pe mine și nici pe colegi, chiar nu ne-a sunat nimeni. Adică, ce să zic? E bine. Foarte bine. Oamenii au înțeles că nu spunem. Și că dacă este gală și dacă sunt premii, trebuie să fie emoție pe bune și autenticitate. Și de asta emoțiile sunt mari. Și la noi și la agenții. Mai departe, vorbim despre creativitate. Avem o sesiune împărțită între două echipe, între două agenții. Creativitate. Prima sesiune este Data Driven Creativity Next Big Thing sau deja aici. Și am să vă rog să intervinăm călduros și în aplauze pe Irina Roncea, Goli România. Bine ai venit, Irina! Bine, bine. Ion Tome, Grup Creative Director Milano și Mihai Costache, Grup Creative Director, exact la fel, da, mă scuzați. Nici nu am prezentat bine pe băieți, este da. Practic arma mea. Bine ați venit, puteți să stați unde vreți voi sau pe scenă să fiți aici lângă mine, cum vreți. Vă mai dau un microfon să aveți trei. Da, da, așa. Mulțumesc. O să stăm aici, ca să fim mai aproape de voi. Și